CFR Cluj start așadar în meciul care încheie această nouă zi dedicată partidelor din 16-mile Cupei României. Ofosu într-o acțiune frumoasă, continuă Ofosu, Butean se apără acolo, Jesus Fernandez, Așcovski, gol! Stefan Așcovski, 1-0, Botoșanul reușește să deschidă scorul în minutul 37. Acțiune percutantă în flancul stâng al lui Reghi Ofosu, acesta aruncă mingea în fața porții lui Jesus Fernandez pe Halkiadakis și dintr-un ricoșeu norocos balonul ajunge la Așcovski, acesta se întoarce. Șușici nu are timp de reacție și nu poate evita golul. 1-0. CSB nu se regăsește nici măcar în lot. Golovka și gol! Golovka nu se bucură din respect pentru ce a însemnat Botoșaniul în cariera sa. Este 1-1, campioana egalează în 10 oameni de la Botoșan pentru 250.000 de euro. Poziție regulamentară la Golovka, pasa lui Rondon este luminoasă, este extraordinară, le-a dat și mai multă energie clujenilor. Este gol! Marchează și Burcă! Este seara foștilor jucători de la FC Botoșani după Golovka. Botoșeneni și se înalță acolo pe 6 metri, este însă o eroare, sau sunt mai multe erori, un cumul de erori în defensiva Botoșanului, de la ieșirea hazardată a portarului Hanchici, chiar dacă mai puțin estetic. Aici un luft al proaspătului intrat, Câmpanu e penalti. Rodriguez apropie de balon și gol! 2-2, Botoșan, CFR Cluj. Partajare, Câmpanu, peste poartă! Peste poartă Câmpanu, rămâne 1-1. Și cu modul în care execută cei de la CFR, Luis Aurelio, pare! Luis Aurelio ratează! Și-a notat cum execută cei de la CFR Cluj penaltiurile, mai lat peste poartă! Mai lat trage peste poartă! Și Botoșanul are șansa calificării. Pirs se apropie de balon, Pirs, gol! Botoșanul elimină CFR Cluj din Cupa României, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu 2 ani. Atunci, în 2017, în octombrie 2017, Botoșanul elimina CFR-ul la penaltiuri.